Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Când vorbim despre ceapă și mâncare și război, s-a terminat războiul începe în Spania. Adică disputa între... Nu mai au ghiulele? Nu mai au ghiulele de ceapă? Ghiulele de ceapă galbenă sau ceapă galbenă, cred că ar fi cea mai bună. Da. Disputa între taberele Consebolistas și Sinsebolistas. În cazul tortiliei de patatas. Adică Sebolia ce? Este ceapă. Așa. Și este cu ceapă sau fără ceapă. Asta a fost disputa națională. Cu ceapă. Și Sebolistas tortilie. Sunt cepșoare sau? Nu, Sebolistia sunt ceparii, cum ar fi. Adică tabăra. Care e treaba? Situația este în felul următor. O mâncare tradițională în Spania, știți, este tortilia cu cartofi. Da. Tortilia de patata se face cu, mă rog, un fel de omletă cu cartofi. Da, văd eu știu cu ceapă, cum culinaria. Asta e discuția, e cum e salata băf cu mazăre sau fără mazăre. Da. Bravo. Cine a câștigat? Păi a câștigat zdrobitor tabăra Consebolistias. Adică cu ceapă. Cu ceapă. Bravo, domnule. Tabăra alilantă și-a recunoscut. Și eu am ținut cu tabă, n-am știut, dar cu ea aș fi ținut. Și tot cu ceapă. Da. Ziarul El Mundo a publicat săptămâna asta rezultatele unui sondaj național și rezultatul a fost așa. 72,7% dintre cei chestionați au zis să fie cu ceapă. 25% împotrivă. Numai 1,9% dintre cei întrebați nu au răspuns. Deci toată lumea are o opinie acolo. Vă imaginați? Astea sunt. Așa trebuie făcute alegerile. Trebuie organizate alegeri în felul ăsta. Te duci să votezi dacă să fie cu mazăre sau fără mazăre salata băf și dacă tot votezi, cu mazăre să fie un candidat, fără mazăre alt candidat. Și în felul ăsta toată lumea participă la vot. Vezi că mazăre a fost candidat și la noi. Da. Chiar mai mult decât candidat. Acum și coleg cu domnul Dragnea. L-ai văzut? Fost și mai știi, poate și viitor. Doamnele sunt ceva mai predispuse să favorizeze ceapa decât bărbații. 73% dintre doamne vor cu ceapă. Pe pentru că dânsele știu. Față de 72%. În general, mai bine decât bărbații, cum se gătește. Acum... Și știu că ceapa e un ingredient care n-ar trebui să lipsească aproape de nicio mâncare gătită într-o tigaie. Gătită. Sunt de acord, eu folosesc ceapă gătită pe larg. Asta. Fără ceapă, ceapa gătită e dulce, e bună, e semoasă, e perfect. Ceapa proaspătă, în schimb, n-o suportă. Nici o fel. Nu pot să mănânc, mă enervează îngrozitor. Și în salate, și oriunde. Singura modalitate în care pot să mănânc ceapă crudă este dacă o marinez în oțet. E bine, asta e altceva. O marinez și devine altceva, devine un condiment. Da. Dar ceapa aia îmi lasă un gust, nu e nașpa. Da, deci tortilia... Dar la salata de... Mă iertați că vă întrerup. La salata de vinete? Nu. Nu cred. Nu. La icre? Nu. A, nu, deci tu ești... Uite, vezi, bă, aflit. Da. Aflit despre băia cu care trăiești în casă. Trăiești cu el atâția ani și nu știi chestia asta, uite. Da. Ia uite ce... Doamne ferește. Am salată de vinete, mi-a făcut maică mea. Mamă, este genială, deci nu că... Adică, sigur, și că e mama, să rămână mama. Dar salata de vinete pe care o face ea este realmente cea mai bună salată de vinete pe care am mâncat-o vreodată. Și aseară Ione, timid, poate ar merge și niște ceapă? Nu, nu merge ceapă. Păi și n-ai lăsat fata să pună ceapă? Greșit, nu, măi, Vlad, e ca la tortilie asta. Nu, frate, eu sunt în minoritate aici, îmi pare rău. Păi da, ești categoric că nu e 25% din Spania. Nu, nu e adevărat că acolo ar fi vorba de ceapă gătită. Păi nu. E altceva ceapă gătită. Ceapă și de... Dar să știi că asta cu salata de vinete cred că e valabilă. Cred că sunt câteva produse. Salata de vinete, salata băf, chiftelele, care pentru fiecare dintre noi are cel mai bun gust cea făcută de mama sau de bunica. Da. E un gust particular. Da, așa este. O textură particulară, că la salata de vinete vorbim și de texturi. Foarte ce poftă mi-ai făcut. Da. Da. Mamă, tu mă auzi? Să rămână. Că n-ai mai făcut o salată de vinete de nu mai știu când. Eu vreau să facem un sondaj în România să vedem cine este majoritar. Cu măzăriștii sau fără măzăriștii? La salata la salata băf. Deci să fie două tabere, tabăra cu măzăriștilor și tabăra fără măzăriști și fără mazăreiști și să vedem cine câștigă, cu sau fără mazăre. Păi cu mazăre sau fără mazăre la salata băf? Eu sunt, e strânsă. Nu mă interesează, poate să fie și așa și așa, că tot nu mănânc. 0728111222, un sondaj ad hoc. Nu cred. Ce ai, mă, ești nebun? Hai, mă, cu sau fără mazăre. Cu sau fără mazăre în salata băf. Eu sunt de acord
oricare dintre variante. Nu se mai pot face de alea pe Facebook, sondaje. Nu se mai pot. Deci tu ești, Vlad, tu ești cu... Oricum, cu nu Mazăre? Mă interesează. Eu votez pentru amândouă. Luca e fără Mazăre. Total împotriva Mazăre. Serios? 0728111222, sondaj național, vă așteptăm votul. Mazăre este foarte bună. Am folosit eu când am făcut întorsa cu două săptămâni. Se pune... O pui rece de la congelator. Șerfet, se pune pe bubă și trece, n-ai nicio treabă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.